moda a devenit interesantă pentru tine? Când ai început să investești în haine, în lingerie intimă, în lucruri din astea care țin de feminitate? Clar, după 21 de ani. Cam atunci. Destul de târziu, aș putea spune, dar cred că fac parte din generația aceasta care, știu eu, s-a dezvoltat mai târziu din punctul acesta de vedere și a văzut de-ale ei când era mai tânără, de școală, de carte, de sport, din punctul meu de vedere, și atunci am început. Vă dați seama că nu eram eu prea focusată pe lucrurile acestea. Dar sunt fană Victoria's Secret. Recunosc că am foarte multe produse de la ei, de la lingerie intimă până la body mist-uri și creme de corp. Lumea știe că îmi place Victoria's Secret și cred că, ca să nu dea vreun greș vreodată când e vorba de niște cadouri, sunt unele dintre ele și de la Victoria's Secret, dar și eu mi-am luat destule de la ei. Vorbeam cu o prietenă mai devreme, mi-a arătase că probase ceva la garderobă, o lingerie intimă, și când mi-a arătat-o pe telefon, i-am zis, păi, am și eu una identică, mi-am comandat-o în februarie din America. Zic că e bine, sunt pe stilul bun. Dar, da, e un brand super bine văzut și mă bucur că avem în România, în sfârșit, conceptul acesta pe stil american. Mi se pare mult mai bine pus la punct. Ce alte lucruri obișnuiești să-ți cumperi din afară pe care nu le găsești aici? Păi sunt multe magazine care le regăsim mult mai ușor în străinătate. De câțiva ani au introdus și la noi în România, în câteva hoteluri din București și câteva magazine pe Calea Victoriei, dar sunt multe, multe haine pe care nu le găseam. Și de multe ori eu nu sunt adepta cumpărăturilor online la acest gen de haine. Și de multe ori mi le-am luat în trecut din magazine când plecam la concursuri, când eram acolo. De toate, de la bluși, la genți în general și încălțăminte, cam asta e ce mă achiziționez eu din alte țări. Pentru că, sincer, și prețurile sunt mult mai ok în străinătate decât la noi. Și de asta mi se pare mult mai avantajos. Cel mai scump obiect vestimentar din garderoba ta care ar fi? Cât a costat, mai bine zis? Acum nu știu să vă spun exact. Adică când ți-ai permis așa o extravaganță, ai zis nu-mi pasă, îmi place, mi-l iau. Cred că am ajuns la nivelul în care nu mai stau să mă uit. Îmi place ceva, mi-l cumpăr. Asta pentru că am muncit foarte mult la viața mea și nu mai vreau neapărat să stau să mă gândesc la anumite lucruri. Am foarte mult cumpăr la ceea ce investesc în, știu, în haine, în garderobă, și nu sunt o persoană care aruncă cu banii. Dar dacă îmi place ceva și știu că nu se demodează și știu că îl pot purta mult timp, sunt pe stilul ăsta. Niște produse pe care știu că le pot purta, nu știu, 20 de ani. Sunt, adică, în special genți și încălțăminte, cam asta ar fi, mi se pare. Hainele, în general, le pot schimba, ele se mai strică de la spălat, dar nu am un produs anume la care trebuie să mă gândesc. Nu pun preț pe așa ceva. Pur și simplu vreau să mă bucur de mine și să îmi fac singură cadouri, pentru că am făcut multe sacrificii la viața mea și nu are rost să stau să mă mai gândesc acum la lucrurile acestea. O viață avem, trebuie să o trăim. Când te duci, te duci cu toți, sau de fapt te duci cu nimic. Așa te-ai născut, așa mori, așa că dacă o să am familie, n-or să aibă ei problemă, dar să ne bucurăm de moment, că toată lumea e stresată rău în ultima vreme. Nu pot să nu te întreb de situația Simonei Halep, dacă ai vorbit cu ea, e vorba și de solidaritatea asta feminină și de faptul că sunteți amândouă jucătoare de tenis. Da. Eu am postat un mesaj pe rețelele mele de socializare în legătură cu ceea ce s-a vorbit și știu că ea mereu a ținut foarte mult la discreție și știu că și pentru mine ar fi fost foarte important și deja cred că e deranjată de mulți oameni și n-aș fi vrut să fiu și eu în plus pentru acest lucru, dar o susțin și, repet, sunt sigură că se va regla totul în curând, pentru că o cunosc și știu cât de strictă este cu ea însăși și cât de profesionistă e și niciodată nu și-ar dori acest lucru, așa că eu sunt încrezătoare că totul este o greșeală și că va ieși nevinovată din această știre. I-ai transmis vreun mesaj așa personal?
Nu, v-am spus. Nu am vrut să deranjez, pentru că nici eu n-aș fi vrut să fiu deranjat în momentele acestea. Sigur, își dorește doar să fie alături de cei apropiați, dar am postat pe rețelele mele pentru că contează foarte mult să vadă lumea și nu neapărat să vadă, dar îi suntem alături și sper că toată lumea din România să o susțină, pentru că este un exemplu pentru țara noastră și pentru lume. Tu ai trecut printr-o situație similară de-a lungul carierei? Nu, spre norocul meu, da, sigur, niciodată nu am avut parte, chiar dacă și eu am fost de foarte multe ori asaltată de testele antidoping, mai ales în perioada acestor ani 2017-2019, până la venirea pandemiei, veneau foarte des, dar nu am avut niciodată problema aceasta și pentru că știu cum sunt și eu sunt la fel ca și ea, niciodată nu aș încălca regulile și oricum iau cât se poate de puține suplimente, pentru că nu-mi place mie să iau foarte multe pastile. Da, mi se pare foarte stresant, adică nu știu, dacă te confrunți cu o problemă de sănătate, te gândești să nu cumva să fie vreo substanță care ar putea dăuna? Cum se întâmplă? Sunt sătulă de paracetamol. Paracetamol simplu sau ibuprofen simplu, altceva n-avem voie. Dacă e foarte grav, bineînțeles, cu prescripția medicului, trebuie să iei un antibiotic pe care oricum îl declarăm, dar în general nu mai paracetamol luăm. Paracetamol sau ibuprofen, atât. Voi altceva, dar până la urmă mai bine să ne lăsăm corpul să-și facă singur imunitatea și să aibă grijă de sănătatea noastră.